Aseară s-a înregistrat un prim deces la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași al unei persoane infectate cu noul coronavirus. Fostul patron al echipei de volei Unic, Piatra Neamț, a încetat din viață la vârsta de 70 de ani. Acesta a fost inițial internat în Spitalul Județean de la Piatra Neamț. A fost confirmat pozitiv joia trecută, iar vineri a fost transferat la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași. Medicii susțin că avea afecțiuni cronice preexistente, diabet și hipertensiune arterială. În urma anchetei epidemiologice nu s-a constatat istoric de călătorie sau contact cu o persoană infectată. Tot în stare foarte gravă se află la terapie intensivă la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași o femeie de 64 de ani din județul Suceava, proprietara unei pensiuni cunoscute din Sucevița. Femeia întoarsă din Dubai a fost internată inițial în secția de cardiologie a unității medicale din Suceava, dar starea ei s-a înrăutățit, iar medicii au decis transferul ei de urgență la Iași.